Pentru lecția de final, am pregătit această poziție survenită dintr-un studiu, al cărui enunț este alb mută și reușește să facă remiză. Pare cel puțin ciudat că reuși el să facă remiză, mai ales pionul H7 se vadă și, în plus, există inițarea H5 cu creierea unui pion liber în al cărui pătrat regele îndată nu se găsește. Mutarea naturală aici ar fi rege F6, dar după rege H7, regele alb este silit să cedeze teritoriul și mutare de mutare să bată în retragere, dar după H5 și schimbul pe H5, rege G3 nu-i folosește, deoarece negrul își va începe cursa spre câmpul alb, unde va capta pionul, iar regele alb nu va fi capabil să ajungă pe C1 pentru a face remiză. De exemplu, o posibilă continuare ar fi aceasta și, la un tempo, albul nu reușește să atingă câmpul C1. O altă posibilitate din poziția de bază ar fi mutarea rege F7, dar atunci se întâmplă foarte simplu H5, albul este obligat să H5 și după G4 regele alb nu mai poate intra în pătratul pionului G. Și atunci ce facem? Singura mutare și de altfel foarte puternică este mutarea rege 6. Deoarece aici rege H7 nu câștigă după rege F6, negrul are dificultăți și atunci rămâne evident mutarea H5, care aparent câștigă. GH e singur, deoarece rege F5, H4, rege E4 ca să intre pătratul pionului. După rege H7, planul de câștig este simplu, regele negru se va îndrepta spre pionul A2, în vreme ce regele alb va trebui să stea să păzească pionul H al negru. Cheia la H5, G4, rege F5, G3, cursa pare pierdută de alb, dar există mutarea rege G6, G2, rege H6 și acum o promovare în orice piesă în mod bizar. Nu poate aduce câștig negrului. Evident, G1 damă este pat, la fel și G1 tură. G1 nebun, care ar părea câștigător, deoarece câmpul A1 de transformare a pionului A este de culoarea nebunului și totuși nu se câștigă, deoarece albul reușește fortăreața, aceea de a-și pune regele în B1, de unde nu poate fi scos și deci partea se va încheia remiză. O altă ultimă încercare ar fi formarea în cal, dar albul se grăbește și va reuși la un timp, dar suficient, după rege C3 A2, rege B2, să se ajungă într-o poziție teoretică de remiză, deoarece pentru a putea muta pionul A2 ar trebui apărat, dar atunci când regele va apăra pionul B3, de pe G3, regele alb se va găsi în final instrumentare foarte multe poziții teoretice care rezultă, ne ajută să mai descifrăm tainele șahului.